Bună ziua și bine v-am regăsit! În acest video o să ne ocupăm de un ATV. Este un ATV chinezesc cu motor de GY. Este un GY 125-150, arată la fel. Până nu-l desfacem, nu o să știm exact de cât este. După cum observați, au mai umblat și alții înainte la el. Are tot felul de improvizații. Trebuie să vedem, are ceva furuit în grup, în spate. Să-l pornim, să ne ocupăm un pic și de instalație, să dea la automat și să meargă esențialul pe el, așa s-a exprimat clientul. După cum observați, avem, exact cum spuneam, tot felul de improvizații. Uitați la ambreiaj, deci a pus aici niște pastile pe o lamelă, le-a prins cu un hoșurub ca să mai prelungească viața ambreiajului. Ok, prima oară o să desfacem motorul, să-l dăm jos de pe cadru ca să putem să lucrăm ușor pe banc și de asemenea trebuie să-l curățăm pentru că, vedeți, este foarte... foarte îmbâxit, are ulei, are nisip. O să-l dăm jos și revenim. Ok, am curățat motorul. Acesta este grupul, pinionul, ce transmite la roată. Așa, aici avem schimbătorul. Și după cum v-am spus, pică ulei din grup și se aude ceva un huruit. O să desfacem să vedem ce este înăuntru. Desfacem prima oară capacul. Am scos înainte uleiul din el, ca să nu curgă. Ok, acum desfacem ușor, cu grijă să nu cadă pinioanele. Uitați cum se vede pilitura aici. Este plin, plin de pilitură. Mirosul nu vă mai spun. Așa. Așa arată în partea cealaltă. Uitați-vă și la rulmentul acesta cum arată. Da? Acum o să mai curățăm puțin și aici. După cum vedeți, a mai fost umblat. Se vede garnitura nu mai este întreagă. Deci bucata de aici până aici lipsește. Așa. Ia uitați-vă cum arată pinionul acesta. Deci cum l-a ascuțit și cum a mâncat din el. Ok, uitați cum arată pinionul acesta. Deci cum este ascuțit, dislipsă. Se vede și pilitura. Da. Rulmentul acesta, lipsă din colivie. Da, și rulmenții din spate. Bineînțeles, o să-i verificăm pe toți. Spălăm grupul și revenim. Okay, o să scoatem axul acesta care este uzat. Este ușor. Ok, aici cu rulment nu este problemă. Oricum trebuie schimbat și rulmentul. Da, și aceasta este piesa ce trebuie schimbată, ce am observat până acum că trebuie schimbată. Celălalt pinion pe care merge el pare ok, deci pare chiar bun. L-am învârtit, pare chiar ok. O să le curățăm, o să identificăm piesele și revenim. Auziți cum se aude.
Vă dați seama cum făcea ăsta în mers. Ok, am curățat grupul, l-am spălat bine, acum o să scoatem rulmenții ca să îi înlocuim. Prima oară trebuie să îndepărtăm și axul acesta care a rămas, să putem să avem acces la rulmenți. Ok, acesta are o siguranță, o desfacem. Ok, scoatem pinionul. Avem o șaibă. Așa, mai avem o siguranță, dar nu avem treabă. Acum vom desface furca aceasta, care ghidează pinionul de cuplare de la inversor. Desfacem pinionul. Nu este chiar foarte ok să facem așa, dar nu bate foarte tare și nu a fost strâns pentru că l-am mai desfăcut noi. Aici avem și un simmering, da? O să le înlocuim pe toate. Acesta este axul, arată bine, nu este uzat. O să înlocuim rulmenții. Ok, așa arată carcasa, deci acestea sunt rulmenții ce trebuie să-i schimbăm. Uitați și pe cei noi. Așa, după cum am arătat într-un video anterior, pentru a scoate rulmenții cum sunt aceștia, de nu ai unde să bagi presa, este o presă specială cu prindere interioară. Noi, repet, cum v-am mai arătat, am folosit coneșpanuri. Da, coneșpanul intră în interiorul rulmentului, se umflă, se prinde de rulment și apoi îl tragem cu ajutorul unei bucși. Da, uitați cum este aici. După ce se umflă pe rulment, înfiletând aici, tragem rulmentul afară. Haideți să vedeți exact. Deci intră coneșpanul pe rulment. Acum strângem coneșpanul. Și acum înfiletând această piuliță, se va umfla coneșpanul și se va fixa de rulment. Ok, trebuie să ținem de șurub să nu se învârtă. Strângem cât putem. Da, s-a fixat. Și acum, cu ajutorul acestei bucși, o să scoatem, înfiletăm pe acest șurub, o să tragem rulmentul afară. Ok, acum la fel. Ținem de
Hai să facem să vedem. Ok, vedeți cum l-a tras, dar a ajuns piulița sus. Ok, acum vom scoate piulița. Vom măga fără piulița. Puteți, ca să nu vă complicați, să luați o bucșă mai lungă. Noi ne-am complicat puțin, dar asta o aveam deja pregătită. La fel, strângem. Sărit. Da, și cam așa arată. Deci conișpanul se fixează în rulment. Da. Da, și așa arată carterul. O să-l curățăm bine și la fel face și la ceilalți. Revenim. Ok, am înlocuit rulmenții, simmeringul, am pus garnitură. Garnitura aceasta este făcută de noi, deoarece nu am găsit o garnitură pentru acest model. Este făcută din foaie de clingerit, specială pentru garnituri. Așa, acum ansamblarea se face invers decât cum le-am desfăcut. Și prima oară o să băgăm axul. Mergem un pic cu vaselina să intre bine pe simmering. Așa, îl băgăm ușor ca să nu sară arcul de la simmering. Ok. Mai departe punem pârchia. Ok, punem piulița, șaiba. Pinionul, șaiba distanțier. Așa, și apoi siguranța. S-a auzit că a lipsat, a intrat bine pe canal. Acum trecem la partea cu motorul. Ok, la fel am făcut și aici. Am schimbat toți rulmenții, simmeringul. Da? Și acum începem ansamblarea.
venit și coaxul. Acum o să-l presăm la loc. Ok, acum celelalte pinioane. Acum venim cu garnitura și capacul. Okay. Acum apropiem capacul. Trebuie să intre și axul pe rulment, îmi spune sigur. S-a apropiat. Așa, acum prindem șuruburile. Am strâns șuruburile, acum să-i facem și proba. Deci, aici este pe liber, da? Se învârte pinionul. Așa, e băgat în... Se învârte pinionul. Ok. Acum cealaltă. Da. Observați. E în regulă. Merge ușor, finuț. Acum o să punem motorul sus pe cadru la loc. Ok. Am pus motorul sus pe cadru. Acum o să curățăm carburatorul, o să-i punem ulei la grup și apoi restul de componente. Este carburatorul. Prima oară îl curățăm puțin pe exterior și apoi îl curățăm bine și în interior. Toate jiglele. Ulei la grup. Deci are, pe aici este bușonul de umplere. Trebuie să băgăm până când ajunge la nivel, adică să dea pe aici. Fiind foarte mic orificiul, o să băgăm cu siringa. Să dea pe acolo. Ok, am ajuns la nivel, punem repede bușonul și gata, o să-i punem restul de componente. Okay. I-am montat ambreiajul, cureaua, variatorul, așa cum v-am arătat, i-am curățat carburatorul. Acum ar trebui să pornească, o să-l pornim. Observați, funcționează. I-a spus proprietarului că ambreiajul trebuie schimbat obligatoriu, dar a spus că vrea să mai aștepte puțin. Nu, a zis că nu stă foarte bine cu banii și mai merge cu acesta. După cum ați observat, trebuie turat mai mult ca să cupleze. Așa, și mai avem de făcut instalația electrică. Să facem să dea la automat și ce mai are nevoie. Cam atât a fost,
vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.